Marius Milea vă prezintă jurnalul AgroTV. Bine v-am găsit la știri. După anunțul inițial privind sumele compensatorii oferite de Comisia Europeană statelor afectate de tranzitul cerealelor din Ucraina, temerile fermierilor români s-au adeverit. România va primi cei mai puțini bani dintre cele trei state incluse în acest mecanism. În viziunea multora, eșecul este în primul rând al Ministerului Agriculturii, care nu a știut să negocieze în favoarea agricultorilor din țara noastră. Șeful de la MADR a susținut recent o conferință de presă în care a încercat să explice acest eșec, care are grave implicații în menținerea afacerilor avute de fermierii noștri. Comisia a calculat că pentru cele trei produse, valoarea producției afectate, deci practic pierderea ca urmare a prețurilor, este de 45,84 milioane euro. Din care însă a recunoscut în final doar pierderea la porumb în sumă de 20,1 milioane euro, fără a cunoaște elementele de calcul care au determinat acest nivel. Față de acestea și prin proiectul de regulament, făcând calculurile respective, României îi este acordată suma de 10.005.000. Făcând calculul valorii pierderilor la toate țările, putem constata că pierderea ca urmare a diferenței de preț la Polonia este de 204 milioane, la Ungaria de 110 milioane, la România de 45,84, la Slovacia de 22,8, la Bulgaria de 33,54, practic, pierderile sunt de 417 milioane, ca urmare a prețului. Din fondul de criză, din rezerva de criză, care are o valoare de 450 de milioane, s-au luat 56,3 milioane. Comisia a repartizat, fără vreo consultare cu vreo țară, fără vreo discuție preliminară, fără o interpretare în prealabil a metodologiei de calcul, a repartizat sumele respective în felul următor. Poloniei 29,5. Ungariei, deși are o pierdere de 110 milioane, nu i-a acordat nimic. României, din pierderea de 45, pierderea din ca urmare a prețului, la toate culturile, și atenție, România este singura țară, și aici se dovedește foarte clar valoarea informațiilor noastre, spunând tot timpul că România a fost afectată ca urmare a prețurilor pe piață, la toate culturile fiind afectată și având pierderi atât la grâu, la porumb și la floarea soarelui, din 45,84 milioane a repartizat 10,05. Slovaciei nimic, Bulgariei 16,75 milioane euro. În total 56,3. Ce se poate constata aici? Că suma repartizată este o sumă mică, dincolo de nevoile și de efectele negative pe care le-au înregistrat toate țările. Deci din 450 de milioane s-a repartizat 56, față de
417 milioane cât au înregistrat ca pierdere totală țările luate în calcul.